Timaur, Tericianu, prima decizie în dosarul de mărturie mincinoasă. Decizia magistrailor J. Magistrații în alte curii de Casaiei Justiției au stabilit pronunarea în dosarul de mărturie mincinoasă, în care n-a cerut 3 ani de închisoare cu executare pentru Celin Popescu Tericianu, pentru data de 22 mai, informează Antena 3. Procurorul n-a cerut, Mari, la ultimul termen al dosarului în care Celin Popescu Tericianu e acuzat de mărturie mincinoasă, o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu executare pentru acesta.